Am spus atâtea despre bandiții ăștia în emisiunile noastre, ce să mai spunem? Totul e clar cu ei. Nu mai avem nevoie de cuvinte, avem nevoie de fapte. Și eu vă arăt că am venit astăzi cu cortul. Nu mai plecăm de aici. A spus foarte bine Alex Kozer, dacă plecăm nu obținem nimic și nu o să ne mai permită să venim aici. Deci vă rog cu toții să știm că de azi înainte aici este postul numărul 1 în această țară. Vom sta cu toții pe rând, pe ture. O să stăm fiecare o tură, după care vine altul locul lui și altul 24 din 24 de ore. Numai așa o să obținem. Hai să avem răbdare și rezistență. Și tot practic, ce trebuie să facem practic? Acum colegii noștri din Platforma Demnitate și Adevăr au spus că ei ne vor prezenta o listă de revendicări pe care vor merge să le prezinte acolo. Eu zic că ar trebui să ne prezinte, sper că nu vă stric scenariul, colegi, să ne spună cât mai repede această listă de revendicări și să meargă să se întâlnească, iar noi să rămânem să continuăm meeting-ul. Vrem, colegi, să ne aduceți rezultate concrete deja acum, de grabă, astăzi, până seara. Anatol, zi și tu. Stimați dragi compatrioți, vă rog frumos, ia uitați-vă la cer. Ia uitați-vă ce zi avem astăzi, că nu ne pârjolește soarele, ca să nu putem rezista aici. Bunul Dumnezeu e aici cu noi, nu este ăsta oare un semn? Că aici este adevărul, uitați-vă! Vreau să vă întreb și să mă întreb. Noi toți spunem, noi vrem aia, noi vrem mai la altă. Cine suntem noi? Poate o să zic o notă mai tristă, dar haideți să ne gândim. Avem noi oare dreptul să spunem noi când permitem să se procedeze cu noi așa cum se procedează? Când toată Europa încearcă să ne ajute. Îmi pare foarte rău, dar noi suntem o turmă de văcari mânată o turmă de vite mânate de trei văcari, vorba domnului Constantin Cheian. Vă rog să nu vă supărați. Ia uitați-vă, cine suntem noi dacă admitem să fim furați zilnic de miliarde de dolari și noi tăcem, tragem sapa pe deal, plecăm capul? Cine suntem noi dacă admitem să ne ridice taxele astea pentru gaze, pentru electricitate, cu nerușinare peste noapte? Și noi răbdăm, noi tăcem, noi spunem, hai mai ridicați, că noi o să mai răbdăm și așa. Cine suntem noi dacă permitem să avem în fruntea țării un om care ar fi trebuit să stea acasă la pensie, să-și crească nepoții, să bea bieri, să joace biliard? Noi nu putem, atâta vreme cât permitem să avem în fruntea țării niște băieți șmeche care ne arată cu degetul la steluțele de pe drapelul Uniunii Europene, dar în același timp, cu toate celelalte labe păroase, ne fură, atunci noi suntem o turmă de oi. Și nu e atât de proastă situația că ei sunt văcari, ciobieni, șmecheri, hoți, tâlhari, bandiți. Rău este faptul că noi îi lăsăm să facă asta. Noi cine suntem? Bun, hai să facem așa. Hai să îi lăsăm să ne furi mai departe. Vin acum, am fost prin aeroporturi de mai multe ori. Pleacă tinerii prin un cap. Pleacă mamele să muncească pentru 600-700 de euro. Știți asta foarte bine în Italia, în Portugalia și în alte părți. Hai să lăsăm atunci bătrânii. Hai să lăsăm să moară. Să-i lăsăm să moară încetişor, să ducă tinerii noștri capabili, talentați. Vreți așa? Îi lăsăm și lați băieții ăștia să fure tot
și lăsăm ca aici numai așa un câmp jerpelit, prăpădit și ars de soare. Să arate toată țara cum arată unele satele noastre. Asta vrem. Sau ridicăm capul și spunem odată, nu. Băi, vedeți ce fac ei cu noi. Ei ne bat cap în cap. Ne spun, noi nu mergem la protest că voi sunteți cu ăia. Dar noi nu mergem că voi cu ăia. Dar voi cu ăilalți. Ei toarnă zoi în capul nostru și ne dispersează. Lor le convine asta ca noi să ne împărțim de găști și să stăm fiecare prin casele lor, prin satele lor și să nu ieșim, uite, așa frumos cum am făcut-o astăzi. Noi sper că am învățat, noi trebuie să învățăm lecția lui 7 aprilie. Nu trebuie să aducem situația la sânge. De aceea asta este un protest pașnic și încă o dată vă rog și vă implor, nu doar să nu ne împingem, să nu aruncăm cu pietre, ci nici măcar să nu scuipăm și să nu lăsăm gunoi în această piață. Să demonstrăm că suntem oameni culți, civilizați. Și ce să facem atunci? Ce să facem? Aceste revendicări despre care s-a vorbit, demisia președintelui Timofti. Să cerem să ne înapoieze dreptul de a vota președintele noi, poporul. Nu vrem președintele să fie ales la Nobel Club. Nu-l vrem ales noaptea la Drive. Asta este greșit. Noi vrem noi să ne alegem președintele. Să plece toată gașca asta de politicieni care au demonstrat că nu pot altceva decât să fure. Ziceți că nu avem lideri, mereu ni se reproșează, că nu avem lideri. Cine o să vină? Că o să dăm țara pe mâinile lui Dodon și lui Usate. Oare nu avem lideri? Dă Maia Sandu! Oare nu a demonstrat doamna Sandu că este un om cu verticalitate? Păi noi ce vrem? Haideți să susținem asemenea oameni. Dar nu cretini și idioți și șmecheri și bandiți. Vă mulțumesc că ați venit aici și vă chem să nu plecăm de aici până nu obținem ce ne-am propus. Victorie!